Că îi vânt, că îi ploaie, noi aici suntem în fața dumneavoastră și dumneavoastră apreciați asta. Văd din numărul like-urilor pe care ni le dați pe Facebook, din numărul subscriberilor. Așa creșteți ca ciupercile după ploaie. Și spun asta nu în sens peiorativ, în sens bun. Vă strâng mânurile, vă îmbrățișez și vă pup peste tot. Mulțumesc frumos pentru că sunteți în această vineri la cafeaua de după cu Nicu Bendea. Că vântul și ploaia de bătea îl ducea în Kenya. Președintele Iohannis este acum în Africa, nu-l interesează de soarta noastră că ne plouă, că ne bate vântul, el e acolo. El e acolo cu soția, au mers în safari, între timp în țară PSD-ul și cu PNL-ul se sfâșie ca și lei în savanile alea vizitate. Și lui nu-i pasă. Ajuns într-o țară din Africa și președintele i-a zis: ați ajuns dumneavoastră, ați adus ploaia. Eu zic la Iohannis că ați venit și ne-ați adus ploaia. Nu mai plouase de 3 decenii acolo. Este un fel de șaman, Iohannis. Deci, observați, tot ce face bine, face pentru o altă țară, că pentru țara lui. Și-o zis Iohannis, zice, la mine în țară ăsta e un semn de prosperitate. La el în Germania, că la noi dacă plouă îți duce 3 străzi, 2 case, Cluj-Napoca devine Veneția, da. Ce să facem, mai bem o cafea dată de Somoan, nu s-a semnat, dar a dat cafea pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Somoan care zice: băi Nicule, îmi place ce faci, felicitări, bla bla bla, o cafea dăm și lui Vlad, dăm, dar nu din aceeași ceașcă. Sper să te văd anul ăsta la stațiunea montană Buscat, făcând acolo stand-up în restaurant. E greu. E fain la Buscat, o amenajat Iancu acolo, e mișto, e zăpadă, dar pe vin schiorea, după ce se dau tătă ziua pe pârtie, seara stau la un vin hiert și să pun la cine mai are chef să facă Bendea stand-up, înțelegi? Please stand up, please stand up. Liberalii au făcut piața în șimleul Silvaniei, așteptăm să facă și trotuarul în Jibou. Și-au zis sălăjenii, au făcut piața, ciucă și cu Rareș Bogdan cu ceasul. Eu nu am un ceas foarte scump, dar are valoare sentimentală pentru că mi l-a dat de ziua mea un prieten care e la camera acum. Bă, ADHD, tu mi l-ai dat. Așa pretin să tătai. La anul o să-mi dea mașina și o să uite că mi-o dat-o. Da, noi 30.000 de euro și Rareș Bogdan cu ceasul umbla până pe trinjei, până șalate. Dă-te dracu, bă, bă. Țărănuși de Ogna Mureș, nu așa se face. Erau niște apeși pe ăla din dreapta și după aia pe ăla din stânga. Noi de dimineața primim aici oameni din teritoriu, oameni care au într-adevăr probleme, le dăm o gură de cafea și încurajăm de bine. Și asta ziceam, că nu a putut și Rareș Bogdan să-și tragă mânica aia, mă, parcă cu opulență și-o băga mâna acolo. Erau oameni săraci, amărâți, vindeau acolo în piață și el cu dita mai ceasul de 30.000 de euro. Deci îmi permit că am făcut televiziune și eu am făcut televiziune. Până ce ar trebui, la ce televiziune de calitate și la ce emisiuni de calitate am făcut, ca Maradona, 3 ceasuri ar trebui să am eu pe mână, da. N-am condus televiziunea și vorba aia la mine în televiziune, ceasurile au fost numărate, mă. Când am primit mail-ul ăla. Da, cea mai sură pisica neagră numai bine, nu o să-ți meargă. Da, așa în televiziune, faci la bani, te cocoșezi pe ei. În fine, oricum e sezonul tranzițiilor în politică, mă, să mută ăștia, fac un traseism extraordinar. Mai bem o cafea? buymeacoffee.com/Nicu Bendea. În Câmpia Turzii s-au furat ornamentele de Crăciun. Dintr-un depozit, tătanul furat din ele și aia nu și-or da seama. Și acum au rămas Câmpia Turzii fără ornamente. Dar nu-i nimic, că tragem noi niște beculețe. Vorbesc eu cu Adi Soporan, care e mare vlogger, să meargă pe acolo, să pună în braț. Ce... boschetarii s-au bucurat. Zice, mai putem dormi și noi într-o tufă, că până acum erau pline de becuri. Să meargă cei din Câmpia Turzii cu o delegație în Craiova, la Lia Olguța Vasilescu. Ea se laudă cu cea mai mare roată cu LED-uri din România. Mă. Numai chestii mari îi plac. Deci roată aveam, dar LED-urile le-am luat din Câmpia Turzii. Te doare mintea, noroc cu cafeaua. Semn că mai puteți dona pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. A fost o cafea inodoră, incoloră, insipidă. Titlu mare într-un site de scandal. Care este diferența de vârstă între Andreea Esca și Alexandru Eram, soțul ei? Am și închis site-ul și am zis așa: vă $20 de milioane diferența de vârstă. Bineînțeles, la ce bani are ea. No. Le merge bine, nu ca la hâțjonule săracul Dorian Popa, după ce a fost prins marafetat și închilot, acum s-a despărțit și de iubită sa de 11 ani de Babs, așa o cheamă. El lucrează la Teatrul de Păpuși, maghiar, la Teatrul de Păpuși zice Babs în haz. S-a despărțit, nu mai era viața adevărată, era Teatrul de Păpuși. O zis că totul între ei, practic, i-au zis, practic între noi totul s-a fumat. Deci între noi, până la ultima stare, nu, vezi ce bine e să ai un câine. Câinele mă recunoaște, câinele mă recunoaște, nu? Babs s-a dus și a rămas. Dar Bianca Drăgușanu a fost la Împinge Tava. Diva, cu iubitul ei milionar Bădălou, a fost la Împinge Tava. Mă rog, el i-ar fi împins-o numai. O împingem și noi de aici. Este Ziua Internațională a Studenților, să fiți fericiți, și Ziua Internațională a Drumețiilor. Cam așa e, sunt complementare astea, nu? Studenții nu prea mai dau pe la facultăți, o iau în drumeție. O luăm și noi de aici și vă dorim un weekend binecuvântat, post binecuvântat și Doamne ajută-vă!